dată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Salut, Maximilian, ce mai faci? Bună, Miha, bine. Bine, mulțumesc. The invitation. Mulțumim și noi că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. Spune-mi la ce lucrezi, sunt foarte curioasă, ce ne pregătești. Albumul pe care îl tot pregătesc de ceva timp, dar eu zic că anul ăsta o să-i dau drumul. Da, văd, nu știu exact, tot sper, îl tot lucrez în perioada asta când prin timp, na, având multe cântări, am fost la studio mai puțin. Dar cum prind ocazia cum intru el, sper să-i dau anul ăsta. Albumul Maxim Am Spus, nu? Da. Maxim Am Spus, dar lângă asta pregătesc și următorul single, radio, TV, trebuie să cotel, pam, pam, că n-avem încotro. Dacă ai menționat de album, vreau să întreb în ce stadiu este și ce colaborări o să fie, o să găsim pe el. Colaborările sunt alea obișnuite, n-ar s-o în casă, așa, adică exceptând de liric, doctorul, majoritatea sunt prieteni de aici, de la Ocapi, e Mef, e Grasu, e etc. Ei știi. Nu știu să-ți zic acum chiar cu toți. Nu știu, e destul de aproape de final, dar tenți cum prin timp, cum să văd cum îl termin. Nu promit nimic, am promis deja de prea multe ori. Ai spus ceva și despre piesa nouă? Da, cred că o să fie de fapt un single Mefix cu mine și cu Grasu. Sau mai mult. Că băiatul ăla e pe treabă în perioada asta. Acum o să te întreb despre Sofi. A strâns aproape 11 milioane de vizualizări pe YouTube. Fără clip, vreo două. Am calculat eu astăzi la clip. Păi mai e o variantă fără clip, mai are și aia vreo 2 milioane. E clar că piesa asta este cea mai de succes, piesa ta, dar spune-mi dacă este și cea mai bună. Nu știu dacă e cea mai bună, toate piesele mele sunt bune. Eu sunt tare de dinainte de Sofi. Glumesc evident. Nu, eu le iubesc pe toate în egală măsură, sunt copiii mei dacă vrei. Dar asta a funcționat la lume. Nu știu, asta le-a plăcut și oamenilor. Mă știu bine, clipul a fost filmat la tine acasă? Da. Super, de buget super redus. Tot acum așa, activitate independentă. S-a întâmplat să iasă, nu știu, s-au aliniat astrele, cum îmi place mie să zic. Și cât timp a stat echipa? Vreo 5 zile am filmat, de miercuri până duminică seara, duminică am filmat mai puțin. 5 zile, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică un pic. Matei și Ana Maria Cărăbuș au fost foarte înfipți în treaba acolo. Nu știu, au făcut o treabă marfă. Dar s-a întâmplat să iasă. Nu știu dacă a doua oară să iasă la fel. Sper! Ok, eu îți mulțumesc mult de tot. Aștept noua piesă și mult succes în continuare. Te vedem pe eu. Te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe tine.